Deci eu am menționat-o și anterior că fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova s-a conformat cu hotărârea Consiliului Politic Național și nu poate să-și schimbe decizia până nu se va întruni ședința Consiliului și dacă va adopta o altă decizie. Deocamdată fracțiunea deci acționează strict în conformitate cu hotărârea Consiliului Politic Național. Eu nu pot să vă spun când, fiindcă asta depinde când va fi convocată ședința. Deocamdată noi rămânem pe pozițiile pe care le-am anunțat anterior. Ceea că ne cheamă, noi le mulțumim că ne cheamă la negocieri, dar nu cred că are rost să ne cheme atât de mult după săptămâni de zile care ne-au blamat atât de mult. Eu nu mă refer la Partidul Liberal, eu mă refer mai mult la Partidul Democrat, la toate insinuările care au fost aduse în ultimul timp partidului nostru, la ceea că ei nu discut cu partidul, dar vor discuta cu deputații aparte și sunt sigur că unii se vor duce. Iată, au trecut, slavă Domnului, de la data de 29 octombrie, foarte mult timp și cetățenii Republicii Moldova, inclusiv și Partidul Democrat, trebuia să convingă că fracțiunea partidului nostru este unitară și acționează.